Salut și v-am găsit la un nou video din acest canal. Eu sunt Unreal Byte. Bine v-am găsit la episodul cu numărul 28 din EFC 24. După cum vedeți, am rămas la meciul contra celor de la City în Carabao Cup. Se pare că dăm foarte rapid de ei. Însă ține minte din episodul anterior că câștigătorul balonului dar este Vinicius Junior, ceea ce ne aduce completarea obiectivelor. Însă noi mai avem câteva episoade din sezonul acesta, așa că o să le jucăm ca să vedem cum termină sezonul complet. Ei bine, n-avea cum să nu câștige pentru că are 95 overall și performanța lui din Champions League. A jucat foarte bine și în Premier League, deci clar merita să câștige. Nu uitați, dacă îți place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem cât mai multe like-uri și să vă abonați în caz că n-ați deja și să activați și clopoțelul pentru mai multe notificări. Noi aici avem Monster Scouting Report, așa că haideți să vedem ce putem să găsim la italien. Nu e bun, nu e bun, nu e bun. Nu găsim nimic la italien, hai să vedem la românașii noștri. Aproape 2 milioane, însă noi vrem 2 milioane. Nu e bun, nu e bun. Nimic în România, hai să vedem la englezi, poate găsim ceva. Găsim un jucător la 1 milion, însă noi vrem 2 milioane, deci... E bine, găsim unul la 1.600.000. Ah, nu mă, nu, vrem 2. E bine, aceasta este echipa lui Manchester City, o echipă foarte, foarte frumoasă. Davis, care știm de mult timp, Alaba, Matheus Nunez, echipă foarte, foarte bună și mâncă mai joacă KDB, chiar mă. Sunt curios ce overall are Haaland. Echipa asta însă este pe măsură, o echipă foarte, foarte bună. O să intrăm desigur cu full team, însă aș dori să-l bag și pe Messi, însă cred că este obosit. Dar cred că meciul anterior l-am jucat full cu el, deci da, o să-l lăsăm în pace în acest match. E bine, aici e meciul contra cei de la Manchester City în Carabao Cup, în round of 16. Așa că haideți să vedem dacă vom trece mai departe în Carabao Cup sau nu. Vini, se vede că câștigător balonul de aur trece foarte bine acolo. Nu lasă pe acel fundaș să-l ia. Hai să vedem acum dacă putem să centrăm. O centrare bună pentru Salah. Nu. Haaland are o oportunitate acolo, însă Alisson este pe minge. Foarte aproape să ne luăm gol aici. Însă este corner pentru Manchester City. Haideți să vedem ce va face. O pasă la Foden. Foden pasează la KDB. KDB acum la balon, însă o duce înapoi. Haaland foarte bine acolo. Masivul Haaland pasă foarte bine la Foden, însă Alisson este pe ea. Ce ne atacă City? Haideți, vedem o centrare, însă noi suntem pe ea aproape de un șut acolo. Vine acolo, Vini, are viteză. Hai, du-te, Vini. Du-te, Vini, că ai viteză. Mamă, ce l-am trecut. Și acum, golul! Vinicius Junior, câștigătorul balonului de aur, reușește să înscrie în acest match și face 1-0 pentru Liverpool. Vedem faza foarte rapid, Vini, foarte rapid, de-aia trecut pe toți și finesul pe lângă Ederson. N-ai mai dat nicio șansă, nicio șansă. Faza importantă pentru City aici, însă Konate este acolo, ce ne-a salvat. Șansă pentru City, haideți să vedem, trece foarte bine acolo, pasa este foarte bună și KDB scrie golul înainte de repriză. Ia acolo off guard, pasa este foarte bună și KDB scrie, ok. Foarte bine acolo, Musiala, ce apăr acolo Ederson, o bombă de la Musiala. Haideți să fie acum corner pentru noi, foarte bine acolo Soboslai. Un par așa destul de bun și intră, wow, nu mă așteptam la asta, la asta nici n-am reacționat foarte mult. Uitați-vă ce gol, are și par așa 30 de metri distanță, nici n-am dat green time, s-a dus singur și a lovit și transversala. Incredibil. Încă o șansă pentru noi aici, haideți să vină acolo Martinez, pe lângă portar, da, n-am mai cum să ratez. Îl cam bombardăm pe Ederson, se pare. Foarte bine acolo trece balonul și reușim să scriem al treilea gol din acest match. O, nu, fază foarte bună creată de City. Da, și-l văzusem pe Haaland, frate, că a plecat, dar n-am putut să-l opresc pe ăla. Mi-era să-mi fac penalt, da, ok. Bă, frumos creată fază, ce să zic. Foarte bine acolo Musiala. Pasă la Salah cu finestre, tu n-avea cum să rateze. Ce finalizare de la Salah. Ederson, ce te faci, tata Ederson. Revedem faza foarte bine acolo, pasa la Salah, dar și finalizarea lui Salah foarte, foarte bună. Foarte bine la Arnold. Haideți să vedem, pasa bună la Salah. Salah în poziție de finalizare, însă apără porta. Ultima fază de match, haideți să vedem dacă reușim să facem ceva. Musiala la balon. Musiala spre Soboslai și Soboslai reușește să înscrie ultimul gol din acest match. 5-2 am bătut pe cei de la Manchester City. Datorită lui Soboslai am câștigat acest match și bineînțeles la ceilalți jucători, lui Salah, lui Vini. Însă a jucat foarte, foarte bine Soboslai, un rol foarte important a avut. Foarte bună centrare de la Musiala. Însă și capul lui Soboslai foarte bine plasat. E bine, se termină și meciul.
reușim să trecem mai departe în Carabao Cup și să-i batem pe cei de la City cu 5-2, i-am spart efectiv. E bine, următorul meci este contra cei de la Aston Villa, pe care o să îl simulăm. Haideți să vedem ce reușim să facem împotriva lor. Aceasta este echipa lor, echipă destul de bună, parcă am mai văzut-o, însă nu de ajuns cât să jucăm meciul. E bine, echipa este obosită, haideți să vedem dacă putem să băgăm rezervele. E bine, eu zic că echipa asta se va resuca destul de bine. Am băgat acolo pe Sadio Mane, pe Enzo Fernandez Calvini, în locul lui Van Dijk și Messi, desigur, în atac. Haideți să vedem, îi dăm un quick sim și... reușim să-i batem destul de la limită. Vini marchează hat-trick-ul după prima repriză. Ba nu marchează 4 goluri. Mamă, ce simulare. Ia spar Vini, balonul de aur. Balonul de aur. E bine, următorul meci este în Champions League, în grupe, contra cei de la Rangers. O echipă destul interesantă, însă cam slăbuță. Noi suntem destul de bine în grupă, așa că cred că o să simulăm acest meci. Însă o să intrăm desigur cu full team ca să fim siguri că câștigăm. Și haideți să vedem, acum îi dăm un quick sim. Și reușim, da, să-i batem. Vini marchează, Virgil van Dijk marchează, Mo Salah și Lautaro marchează și ei. E bine, se pare că nu scăpăm de City. Mai avem un meci contra cei de la City, dar asta este în Premier League. Chiar nu știu că să jucăm. Este un meci important, totuși, că este în Premier League. Însă, what? Ce caută Leeds pe locul 2? Newcastle pe locul 3 este imposibil, să zic așa. Arsenal pe locul 4. Ok. Uite, mă, dar și Manchester United unde? Aoleu, tocmai pe 13. Wow. Bine, cred că o să intrăm în meci, pentru că, na, totuși Manchester City, frate, Manchester City. Dacă i-am bătut toată în sac, putem să-i bătem și a doua oră, însă vreau să jucăm meciul. Echipa lor nu s-a schimbat, adică de fapt s-a schimbat câțiva jucători din primul 11. Se pare că în meciul ăsta va juca și Kimmich. Însă la noi se pare că Bellingham nu este pregătit să joace în meciul de astăzi, așa că o să-l băgăm pe Fernandez. Bine, ce meciul? Haideți să vedem ce reușim să facem în Premier League data asta, dacă reușim să obținem 3 puncte. Foarte bine la Haaland, Haaland, ce șut plăbuț aș putea zice. Însă este aparat de Alisson. Un corner pentru cei de la City. Haideți să vedem. KDB la Foden. Însă Foden este prea scund, frate. Însă un șut surprins acolo de Cancelo. Hai să facem acum. Aia și cu mingea afară. Foarte bine acolo Musiala. Musiala cu un trivela. E sul de bun. Însă portarul este pe minge. Foarte bine acolo Arnold. Haideți să vedem pe Arnold. Foarte bun la Salah. Și Salah. Ce bombă din fața porții. Reușește să facă 1-0. Mohamed Salah este prea bun pentru City, mă, prea bun. Vedem faza foarte bine, a plecat acolo Arnold, dar și centrarea destul de bună lui Salah și Salah cu stângul o bubuie din fața părții. Foarte bine acolo Szoboszlai, trece foarte bine, haideți să vedem. Și trece foarte bine și acolo în final destul de bun, înscrie! Wow, 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 Szoboszlai are o perioadă foarte, foarte bună la Liverpool în momentul de față. Vedem faza foarte bine acolo, îi păcălește pe fundaș, dar și finalizarea de la 20 de metri. Distanță foarte, foarte bună. Ederson efectiv nu poate să o prindă. Bine, are foarte mare viteză. Se duce foarte bine pe flank. Haideți să vedem, foarte bună pasa la... What? What? Cum n-a putut portarul să o apere? Musiala, cred că da, Musiala reușește un asemenea gol. Ok, vreau să revăd faza, Haideți să revedem faza. Foarte bine acolo, centrarea lui Vini. Și o semifarfecă de la Musiala. Ah, se ducea în dreapta portare și nu era în... dreapta stânga lui. Da, mă, și nu era pregătit. Ok, ok, acum înțeles. E bine, este 3-0, așa că haideți să-i dăm un quick sim la final de match, pentru că, na, este 3-0. Îi dăm sim to end și haideți să vedem ce reușește echipa noastră să facă. Și reușește probabil să câștige cu 4-2. Haaland se pare că marchează și el două goluri, însă și Szoboszlai marchează încă un gol. E bine, următorul meci este tot în Premier League, însă contra cei de la Burnley. Așa că haideți să îi dăm sim rapid, pentru că nu cred că o să ne bată. Bun, îi dăm quick sim și haideți să vedem și reușim să-i batem. Mo Salah, Arnold și Vini și Messi marchează. E bine, avem iar mouse scouting report. Haideți să trecem rapid să vedem dacă găsim ceva totuși. Nu e bun, nu e bun, nu e bun. Nimic la italien? Haideți să vedem la români. Nu e bun, no. Haideți să vedem la englez, poate găsim ceva. Însă nu găsim absolut nimic. E bine, însă următorul meci este contra cei de la Borussia Dortmund în grupele Champions League. O echipă destul de bună, foarte, foarte bună. Este pe locul 2 în grupă. Pare că Bellingham are roșu. Ok, nu va juca. Da, Bellingham n-a mai jucat de 3 meciuri cu el. Da, în fine. O să vreau să bag pe Messi la început și pare să schimbăm la repriză pentru că este obosit. E bine, ce meciul contra cei de la Borussia Dortmund. Haideți să vedem ce reușim să facem în acest meci și dacă mai obținem încă 3 puncte, deși cred că deja suntem calificați. Foarte bine, acolo fază pentru Borussia Dortmund, însă este blocat acel șut. Hai să vedem pe Messi ce va face. Messi foarte bine acolo, un finez foarte bun, însă îl lovește pe acel jucător. Încă o șansă pentru Messi, însă îl lovește atasă pe Vini. Aoleu.
Hai să fac acum Salah, pasă foarte bine la Messi, Messi foarte bine acolo, menține balonul, șut foarte bun și înscrie minutul 33. Ne vedem faza foarte bine acolo, pasa de la Salah, însă și ce fake l-a dat Messi acolo și un șut foarte, foarte bun. Hai să fac acum Messi, Messi la balon din nou, Messi însă apără Cobol foarte bine acolo. Hai să în corner pentru noi. Vedem acolo pe Messi foarte bine, însă este peste poartă. Foarte bine acolo pasa la Messi foarte bine șutul. Ce șut bun. Messi, keep it simple, dar foarte bine plasat șutul ăla. Revedem faza foarte bine pe sus acolo la Messi, însă ce preluare frumoasă, dar și ce șut. Messi înscrie al doilea gol din acest meci. Foarte bine acolo Martinez, trece foarte bine jucător și șutează, însă bară, aproape. Foarte bine acolo Martinez, ce întoarcere a făcut Martinez, a și ce șut. Uitați-vă la fază, foarte bine pas acolo, uitați-vă cum l-a întors pe fundaș și un șut foarte bine plasat. Enzo Fernandez nu reușește, dar foarte aproape. E bine pentru că este 3-0, haide să-i dăm un jump to result și hai să vedem ce reușește echipa să facă. Și reușim să-i batem pe la urmă, se pare că Szoboszlai mai înscrie și un gol în minutul 86. Messi cu cele două goluri, dar și Lautaro în minutul 62. E bine, următorul meci este în Premier League contra cei de la Sheffield United, așa că haide să-l simulăm rapid. O să intrăm desigur cu toată echipa și îi dăm un quick sim. Haideți să vedem ce reușește să facă. Ok, se pare că am făcut egal. Ok, nu mă așteptam. Următorul meci este contra acela Bournemouth în Premier League, așa că haideți să-l simulăm rapid și pe acesta. Însă Konate are roșu. Da, asta m-am pierdut în meciul anterior. Nici o problemă, o să vină aici Scalvini și o să intre pe bancă Konate. Îi dăm un quick sim și foarte bine acolo reușim să câștigăm. Lautaro în minutul 6 și Vini în minutul 88, pentru că a intrat și Messi puțin, foarte bine, câștigă meciul. Video următorul meci este contra la Fulham, meci pe care o să simulăm tot la fel, pentru că este un meci destul de ușor. Dăm numai de echipe de genul pe care le simulăm. Haideți să vedem, o să intrăm cu toată echipa, îi dăm un quick sim și reușim să-i batem. Enzo Fernandez, Szoboszlai și Vinicius marchează pentru noi. Video următorul meci este în Champions League contra cei la Fenerbahce, dar o echipă destul de bună, însă are doar 7 puncte. O să simulăm că meciul. Ok, se pare că este pe locul 3 Borussia Dortmund. Wow, nu mă așteptam la chestia asta. Dacă îi batem noi pe Fenerbahce și Borussia Dortmund îi bate pe Rangers, o să urce pe 2 și cred că cam asta a fost, nu? Ok, hai să-i ajutăm pe cei la Borussia Dortmund. O să-i dăm un quick sim totuși, nu o să jucăm meciul, pentru că noi n-avem nimic de pierdut. O să intrăm cu full team totuși și haide să vedem. Quick sim și reușim să-i batem. Ia ajutăm pe cei la Borussia Dortmund. Depinde acum dacă a câștigat meciul contra cei de la Ranger. Însă Bellingham, Mo Salah din nou și Vini marchează pentru noi și termină meciul cu 4-0. Haideți să vedem dacă i-am ajutat și se pare că i-am ajutat. Sunt pe locul 2, au reușit să îi bată pe cei de la Rangers. Da, să ne mulțumească, mă. E bine, meci contra la cei de la Norwich, așa că haideți să-l simulăm rapid. Ce asta este echipa lor, nimic interesant. Îi dăm cu toată echipa de sigur quick sim și reușim să-i batem 2-0 și pe Norwich. E bine, se pare că următorul meci este contra la Leeds în Carabao Cup, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like, să vă abonați ca să canalul deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa!